Da, deci tu cum îți amintești Cătălina? Cum îți amintești pe Adina? Băi, mi se părea inabordabilă total. Da? Și de o ființă de neînchipuit. Bine, și acum. Doinaș, în schimb, era într-o relație în momentul în care am fost la mare. Mă, eram spre final, să zic așa, nu? A, așa. Mă, eram nu mergeam, așa. Mă, nu mai eram. Mă, după 8 ani de zile să nu meargă? Mă, așa a fost să fie, cum e acum? Zi-o și tu să dea dar bine. Dar fii atent că acum, chiar 8 ani am făcut de la nunt, ai grijă, că e cifra. Ai de grijă că ta nimeni. Aoleu. Bă, așa, atent. Eu de 12 ani aștept să termine bateriile. Noi să termine niciodată. Nu, păi eu văd pe soacră mea. Uh-huh, și ții minte că la, după ce ne-am mutat în București, am avut o nuntă aici, parcă, nu știu, un program. Nu știu, am avut o cântare și atunci am 800 de lei parcă am câștigat. 800 de lei am câștigat și ne-am dus și ne-am cumpărat mașină de spălat. Și Doina ajută și cumpără aia, m-am dus, am plecat cu mașina și când m-am întors, nu mai găseam blocul. Era undeva, îl tot sunam, hai mă Cătăline, unde ești? Stai că nu mai găsesc Rosnea sau nu mai găsesc? Alea și care, bă, culmea știi ce? Toate semănau. Nici aia pe care întrebam. Nu știu, nu-i pe aici. Bă, lasă-mă dreacă, de aici am ieșit dintre blocurile, de aici trebuie să fie. Se pare la un moment dat când vin București prima dată că toate-s la fel. Toate-s la fel, exact. Dacă Hai zi-o dată, vedeam că e așa tremurul. Doina, vrei să-mi spui ceva? Vrei să te căsătoriești? Ea avea șanse sub 1% să rămână însărcinată și sub 0% să ducă sarcină. Să poți să ducă sarcină, da, aveam probleme din punctul ăsta de vedere. Până la urmă, cred că e totul de la Dumnezeu. Exact. Da. Cel puțin la noi așa a fost. Da. L-am luat pe al doilea. L-am făcut pe al doilea. Și la pozitiv, după a sunat-o pe maică. Uite, am făcut două teste, am două pozitiv. De la dracu că le-a nu-s bune, zice ea. Și a refuzat să creadă că e adevărat. Cătălin s-a dus să parcheze mașina la spital, la clinica privată și când s-a întors a zis felicitări, sunt bine amândoi. Păi de ce? Nu mai puteți. Și a zis, dar eu nu știu să nasc natural. Da, eu le-am zis, eu nu știu să nasc natural. Pentru că îmi luasem gândul. Eu nu știu să nasc natural, asta e cea mai tare. La un ultim control mi-a spus doamna... Pe masa de naștere, eu nu știu să nasc natural, cum fac? Și fiind născut natural, avea capul așa ca un nou. Deci ziceai ca un club de cioban săracu și întrebam pe doamna doctor. Îi se mai trage? Se face mai rotund sau trebuie să ne gândim la vreo operație pe viitor? Doamne, nu credeam. Cum să ziceți așa de copil? Da, mă, serios, nu era... Era simpatic el așa, dar nu era frumos să zici că era un copil frumos. Cum îl cheamă? Andrei. Părinții tăi sunt dezaxați. Părinții sunt un pic mai glumeți și mai așa, ca să te amuzi pe tine, să când o să fii tu mai mare și te uiți pe YouTube, să nu înțelegi greșit această povestioară. Tu ai fost un copil minunat, arătai foarte frumos și să știi că am înțeles că extratereștii sunt niște ființe minunate și foarte frumoase. Și... De răsuna valea, în sat mă auzeam. Bine v-a regăsit, prieteni dragi, suntem într-o zi superbă de toamnă, am și dovleci pe masă și vă spun imediat cine mi-a adus pentru că s-a gândit la toate. Că ea e ardeleancă, dar e și olteancă un pic. O familie frumoasă astăzi o să ne povestească despre cum s-au cunoscut, despre cum e viața acasă cu doi copii. Multe, multe, multe povești frumoase și cum se îmbină cântecul cu familia și cu doi copii care cântă și ei pe limba lor. Astăzi am doi prieteni dragi și încep cu Adina Roșca, că așa se prezintă doamnele mai întâi, și cu Cătălin Doinaș. Bine ați venit! Zi, doamnă! Zi, doamnă! Da, bine, te-am găsit, doamnă, dar ce vibe și ce... Da. Ai început cu dreptul. Păi am văzut că mi-ai adus niște țuică și am zis să vorbesc, păi, că poate primesc. Să încep să vorbesc înainte să gust. După faptă și răsplată, nu? Da, într-adevăr, noi am adus, la noi spune rachiu. Noi am adus, un sfert de rachiu, dacă aduceam o jumate, să știi că nu ne mai dădeam rând la vorbit, așa că pune mâna și fă cărțile și hai să închinăm în cinstea tuturor celor care ne urmăresc. Câte un pic să rămână așa, ca să mai iau și-o. Ca să nu ne învățăm cu binele. Auzi, vezi că asta, bărbate, ideea de grijă. Ai terminat că trebuie să salut și oamenii ăștia. Nu, dar asta e ideea care dezleagă limbile. Hai, ha, sănătate și noroc. Să ne ajută, ia. Bine te-am găsit. Hai, de capul meu. Deci fii atent, hai, salut și eu te salut. Sănătate. Mi-am pus ochelarii ca să par și eu, nu, pardon, îmi pusă-i ochelarii ca să... Vorbești și-o de să pari intelectual. Să pari intelectual, da, așa, mă rog. După țuica asta să vezi ce intelectuali o să fim. De la țară. Asta e genul de băutură care în doze mici e medicament, în doze mari te lasă fără amintiri. Da, câte grade are?
Bă, e. 50 un pic. A, nu e din aia palinca, nu e de, aia de la 60, nu? Palinca sau cum e? Nu știu, nu mă pricep la treaba asta, mie îmi place numai să o gust și atâta. Și de ce e rachiu? E făcută din ce? Din prune. Din prune, nu? Rachiu, la noi țuică. Țuică, la noi rachiu, mai sus. Dar numai că la voi țuica e o țară mai... Mai slabă, mai slăbuță, mm-hmm. Da. Noi, mai în schimb... Mai aproape de temperatura corpului. Da, 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 da. De 37 de grade. Noi, în schimb, dacă dă răceala peste noi, să știi că fierbem țuică de-a voastră și punem o țară de piper și o țară de zahăr și bem. Și să vă învăț eu cum să faceți țuica ca să fie, să iasă gălbui așa, frumos, să-i dea o culoare bună. Să bagi într-un butoi de... Nu. Pui zahărul în azi îi faci un pic de zahăr caramel. Exact, o țară de zahăr și după ars. Aia cum, dar nu la să ardă, că după aia îi dă gust prost. Un pic cum se îngălbenește, ai pus repede țuica peste, o lasă dea un clocot și dacă vrei pui piper la final și aia e. Vine sezonul. Îmi place că am început direct cu subiectul care ne arde. Păi, vrei să începem? De la veselie. E normal. De aici se sezonul. Ce să încep? Omul prima dată ia o țuică, mâncarăm de la Mircea Măcelaru. Dezleagă limbile ca să... Da, și locația. Dar ce mai mâncarăm? Ce mai mâncarăm de la Mircea Măcelaru? Da. Că era să rămână platoul gol aici și ne făceam de minune înainte să începem podcastul. L-am întors așa și noroc că se învârte ăsta. Partea bună. Am tot ciugulit până am început filmarea. Și au fost și jumări. Pe toate le-am mâncat samfira. Gărească preferatele mele. Dar să vezi cum sunt astea încăierate cu ouă, jumările. Încăierate asta? Încăierate înseamnă... Adică amestecate, nu... Pui da. Jumările cu untura din... Așa, le pui în cratiță, le lași un pic să se topească și dai cu ouăle peste și amesteci așa, știi? Ouă jumările, spunem noi. Da. La noi se spune... încăierate. Auzi, la noi se spune papară. Aia, sau papară, da. Sau omletă. Eu zic cu păpară. Nu, omleta e altă. Păpară, da, depinde de zonă. Astea sunt căierate așa, adică nu le faci. Omletă ni se servește aici, la Embry Home. La Embry Home, unde noi suntem într-o locație absolut superbă, în Pipera, și le mulțumim tare mult oamenilor acestora frumoși că ne-au primit și că, băi, dragă, măcar o dată pe săptămână cu câteva filmări. Hai să începem cu voi. O să începem astăzi, de obicei, poveștile noastre la Samfira, încep cu copilăria. Dar eu aș vrea să începem cu prima zi când voi v-ați cunoscut, că înainte de a începe podcastul, vorbeam că tot în septembrie v-ați cunoscut și voi și eu am cu soția mea. În septembrie. În septembrie. Da, da. Când noi v-ați cunoscut? Nu știm concret când ne-am cunoscut, deci nu mi-aduc aminte concret, pentru că îl știam pe Cătălin, era dansator, mai apoi a devenit și solist. La noi, în Făgăraș, ne-am cunoscut pe scenă și în cadrul evenimentelor organizate acolo, pe plan local. Deci voi sunteți local. Din Făgăraș amândoi. Da, nici comună, nici oraș. Făgăraș. Făgăraș, da. Așa? Cum e și la noi la Filiaș, nu e nici comună, nici comună, nici oraș. No, îl vedeam pe Cătălin, niciodată nu m-aș fi gândit că poate să-mi fie jumătate, nu mă gândeam că putem forma un cuplu. Cam câți ani aveați când v-ați cunoscut, mai țineți minte? Era mare, eu terminasem facultatea. Chiar atunci da? Terminasem facultatea, da, deci acum 12 ani. Tinerică, tinerică. Da. Da. Deci tu cum îți amintești, Cătălin? Cum ți-o amintești pe Adina? Băi, mi se părea inabordabilă total. Da? Și de o ființă de neînchipuit. Bine, și acum. Dacă o privești din exterior, cam aceeași atitudine are. Depinde cum, în ce toane o prins. Da, și nici eu nu mă gândeam că vreodată să merem pe aceeași cale. Uite că așa s-a întâmplat. Am avut noroc că am complotat la un moment dat cu profesorul meu de dansuri de atunci și am plecat într-un turneu la mare, unde așa s-a nimerit să fim cazați în aceeași cameră, că nu erau camere libere. Toți dansatorii așa... Adică fetele cu fetele, băieții cu băieții, știi? Băi, așa s-a nimerit. Și fetele cu fetele, băieții cu băieții. Păi n-auzi că ghinion. A complotat. Stai mă, deci să înțeleg că soarta așa mai face și omul cu mâna lui. Și norocul. Știi ce se întâmplă? Da. Eram și cei mai mari. Dansatorii erau mai micuți, noi eram acolo să intrăm între momentele dansurilor. Trebuia să, da, să cânte cineva, trebuia să cânte cineva să se schimbe dansatorii, evident. Da. Și atunci ne băgau ori pe rând și chiar am avut un duet înregistrat, un duet de al foștilor soți Medrea, Vino Mândruliță, vină. Noi mai cântam pe la Făgăraș împreună. Și apoi da, unul se uita... cu direcția lui, unul da. Era la Sibiu, unul la Brașov. Nici o treabă unul cu celălalt. Tu erai? Nu, pe scenă, ziceam. Da, 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 dar tu spre ce erai? Eu eram spre Sibiu, Adina spre Târgu Mureș. Da, spre partea asta noastră, da. Că ea a avut o apariție așa și datorită costumului care, de Făgăraș, care era destul de rar întâlnit spre noi, spre București, adică nu prea ați avut, a fost soliste consacrate de acolo, dar nu atât de mare cum era cunoscută, nu știu, zona Sibiului, cu Lucreția Ciobanu, cu costumul ciobănesc de mărginime și a fost foarte interesant. Așa. Și... Cu ăla te-am cucerit și pe tine, bărbate? Nu.
Tu fără costum? Acolo a fost punctul culminat. Așa, așa, așa de clipul. Și ați fost în camera amândoi? Ce era mai interesant era așa? Că eu eram ieșită dintr-o relație în perioada după facultate, fostul meu drăguț era din Târgu Mureș și ne-am despărțit frumos. No, i-am zis, hai, am terminat facultatea, am terminat și licența. No, ce facem acum? Vii cu mine la Făgăraș? Că eu nu rămân în Târgu Mureș. Da. Și ne-am despărțit amiabil, frumos. Eram singură. Doinaș, în schimb, era într-o relație în momentul în care am fost la mare. Mă, eram spre final, să zic așa, nu? Că așa. Mai eram ancorat așa. Nu mergeam, mă, nu mai eram. Mă, după 8 ani de zile să nu meargă? Mă, așa a fost să fie, cum e acum? Zi-o și tu să dea bine. Dar fii atent că acum, chiar 8 ani am făcut de la nuntă, ai grijă, că e cifra ai fatidică. De grijă că Aoleu, deci... Așa. Da. Așa, așa s-a întâmplat, eram pe finalul relației cu fosta mea prietenă și practic eram liber de... De contract. De contract, da. Am zis, hai să încercăm marea cu degetul, că tot ne-am dus la mare și uite că s-a nimerit. Îmi făcusem un ritual. Dar atunci, dacă era așa inabordabil, ai acceptat, băi, sunteți amândoi în cameră, așa a fost cartea împărțită, n-avem ce să facem. Ea n-a reacționat nici cum tu? Nu, bă, dar n-am avut. La mare absolut nimic nu s-a întâmplat. Nu. Bă, nimic. În schimb, atunci am început să-l descoper. Eu știam că e un tip foarte inteligent. Da. În schimb, atunci... mi-am pus ochelarii astăzi. Da. Păi urma să rezistească despre asta. Da. Atunci am început să-l descoper pe Cătălin, că poate fi și amuzant, că poate fi chiar interesant. Pentru mine mi se părea foarte moale, știi? Uh-huh. Și în momentul în care am încercat... De fapt, am simțit că vrea ceva mai mult, i-am zis, maxim 2 luni. În 2 luni îmi arăți tot ce se poate și apoi ne facem și de minune, că ne întâlnim pe bine, la cântări. Bine, asta a fost la nivelul fădăraș... gândirii ei, că nu mi-a spus franc. Ți-am zis că 2 luni de zile. Mi-a zis după aia. Ți-am zis, 2 luni și asta este. Lasă așa, nu mai e acum. Mi-a zis. După 8 ani mai era. Știi că în familie... 12 de relații, 8 numai de căsnicie. De fapt, 12 a fost. Acum 12 ani am fost la mare. Da. Da. 12 ani împreună. Da. Cum o vezi tu după 12 ani pe Adina? Da, nu, uite-te la mine, nu te lăsa influența. Am mai bine că și-am pus ochelarii. Câteodată la fel ca atunci, inabordabilă și nu știu cum să iau ca să nu descentrez. Că tot mie mi se întorc. Mă, o văd o femeie împlinită și realizată din toate punctele de vedere și, nu știu, cred că i-a mai scăzut un pic din... înălțimea așa Everestului și a ajuns ușor umană de când au apărut și cei doi copii, pentru că i-a crescut sensibilitatea și a devenit sensibilă și emotivă, ceea ce acum 10 ani nu vedeam. E normală schimbarea, mama se schimbă și sentimentele se schimbă și cred că și vârsta. Noi oltenii în general suntem că ea are, o să povestim și treaba asta, are rădăcini și în oltenia, cine? Din partea bunicii, nu? Mama e de la Grăva. Ah, din Dulci. Deci, direct, da. Nu? Adică... Nu că e linie direct. E direct. E proaspătă legătura noi de departe. Și atunci noi suntem un pic mai iuți. Și până la anumită vârstă încercăm să demonstrăm, să facem, să... Așa cum spune tu să... Eu de 12 ani aștept să termine bateriile. Noi să termine niciodată. Nu, păi eu văd pe soacră mea. Da. E așa cum mai inviteză, adică și mare. Dar vă completați foarte bine. Și te-a mai, exact cum spune și spunea mai devreme, și pe tine ți-a băgat o sămânță de oltean așa. Nu, de ce e rău să copiază? Dar e bine, știi? Da. Dacă 12 ani au trecut atât de frumos, mă gândesc că ceva a existat și există un echilibru, pentru că oamenii, dacă n-au un echilibru, n-au cum să trăiască împreună. Și e bine să fii diferit, mă gândesc. Păi, eu cred că suntem diferiți, sau total diferiți, și cred că lucrul ăsta ne ține așa împreună uniți. Acum, nu vreau să înțeleagă oamenii că și la noi totul e perfect, că ne certăm și noi, ne ciondănim, adică din motive de... Din orice. De exemplu, de ce draperia trasă și nu-i deschisă? Ne-am certat adică el, după 12 ani, el trebuie să simtă că draperia nu trebuie trasă. Am înțeles. Dacă n-a simțit după 12 ani, e o problemă. Categoric. E o problemă gravă. Da, asta cred că se întâmplă în general. Și noi trebuie să înțelegem femeile cât se poate. Voi, Ardelini, aveți o capacitate de a le înțelege mai mult, pentru că... Așa crezi tu, eu mă chinui, dar nu deșifrez tainele. Cred că vă ajută faptul că, chiar dacă gândiți, nu dați drumul la vorbă, știi? La noi există impactul ăla mai mare, că noi dăm și drumul la vorbă și atunci începe scandalul. Vezi, de acolo, de la Olteni mi se trage treaba asta, că zice, ești prea vulcanică, Roșca, mai... I-ai creat acum scuze. Încearcă să te temperezi. Vezi cum ne ajutăm noi. Filtrează înainte să dai drumul la vorbă. De aici, da, înainte, o să-mi zică, vezi,
Ți-o zis, Zanfira. Da. Să nu trecem peste momentul vostru frumos de acum 12 ani. A fost treaba cu Marea, v-a zis la spectacol, nu s-a întâmplat nimic. Mai un bros, te dau cu cremă, rămăsesem la spectacol pentru că, spuneam mai devreme, ne-am creat un ritual. De fapt, eu l-am... Nu știu, i-am dat naștere. Atunci, după fiecare spectacol, la sfârșitul fiecărui spectacol, veneam la ea pe scenă, după ce termina să cânte, cu un trandafir. Și după... Era acolo o tufă de trandafir, știi? Și haț. Pac! Aveam niște spiriduși care mă ajutau cu florile. Și după ce termina de cântat, veneam cu trandafirul. Toată lumea aplauda, bravo, bravo, bravo. Și atât. Se termina spectacolul cu faza asta. La un moment dat, în a treia, a patra zi de spectacol, colegii noștri dansatori începuseră, după ce dădeam trandafirul, să strige din spate: pupă, mă! Te ajutau. Da, păi am zis că facem echipă bună împreună. Da. Și faza cu trandafirul a continuat și după ce... am ajuns acasă. Practic după ce am terminat turneu, o lună de zile nu ne-am... Ba da, imediat după, așa. Nu mai știu concret când, îmi zice maică mea, că îl cunoștea. Mă, fată, e Cătălin în fața blocului cu un buchet de flori. La noi vine. Oh, cred că da. Păi ce caută la noi? Repet, cunoscându-i partenera și așa mai departe. Nu știu, și-a sunat, a venit și gata. Și a spus. Și de acolo a început povestea dintre și noi. Și cum ați ieșit prima dată așa... oficial, ai scos un parc. Băi, prima dată oficial știu de am ieșit? La Paris? Oh. Păi da, asta a fost după ceva vreme. 5 luni. Fost, așa, numai atât au fost. Vezi că 5 luni pentru Paris e puțin ca să strângi bănuți? Da? Ba, nu, cred că avea asta... ceva, cred că avea ceva pus deoparte. Da, păi asta zic. Adică știi tu, noi pentru 5 se... Nimerește pentru 5 se... Cred că era... Sau inversă. Eu fi strâns pentru fost, ați aprins. Ia zi. Ce se potrivește pentru 5 se nimerește. Dar pentru cine strânsese banii ăștia chiar? Mai contează, acum s-a prescris. Pentru zile negre. Aveai bani. Nu, că să știți că el este cel chipzuit dintre noi doi. El e chipzuit și el mai... Tot timpul când nu mai avem bani în casă, că eu toc tot, la el mai e ceva. Mai e ceva la ciorap. Acolo mai e ceva. Și ai dus-o la Paris după 5 luni. Cum i-ai spus? Draga mea, am 2 bilete, plecăm împreună. Da, a fost mai greu cu zborul de acasă, că începem să vedem deja discuții. Cum plecați la Paris, dacă în ce calitate, nu știu ce, fiind fată singură la părinți și apoi și... Da. Acum fac o paranteză. După ce s-a născut Ana... Cum adică te duci tu la Paris cu Cătălin? Stai. Asta zicea Daddy. Tatăl meu. Tău. Da. Taică meu, acum după ce s-a născut fata noastră, a venit la noi, se uita la ea mică în pătuș și a zis... Cătăline, abia aștept să vină la tine să zică: tată, plec la Paris! Deci încă ține minte! A așteptat 12 ani să zică treaba asta. A așteptat să spună treaba asta. Da. Dar poate că e normal. Tații de fete înțeleg altfel lucrurile și cred că, nu știu, când o să crească cea mică, sentimentul o să fie la fel. Poate nu mai e Parisul până atunci. O să fie, îți dai seama. Mai pun ăștia niște fiare la turnul Eiffel, transformă, nu știu. Vede, mai e. Ale noastre sunt înainte. Așa. Și după Paris, am luat atitudine și ne-am mutat amândoi la București. Asta așa, timp. Am stat deci până la urmă ți-a plăcut molcomul nostru băiat? Am dat examenul. N-am deci, dat la corigențe, n-am ajuns toamna. Bursant, ce vorbești? Bine, așa, da. Ți-a priit la Paris, a fost frumos. Băi, băiatul are potențial, nu m-a dus la Techerghi, nu m-a dus la Govora. Hai, totuși să-i dăm o șansă. Încă una, că una așa. Pe prima trecută. Da. Să vedem ce poate în continuare, da. Și ne-am mutat. Tot așa, într-o întâlnire de-a noastră, am zis: mă, Cătăline, ce-ar fi să ne mutăm noi la București? Și zici, ce sărăcie să facem noi la București? Nu știu, hai să vedem. Și am venit la București. Eu din București. Cu trai să îmbăț. Eu din București plecasem, că am zis că nu mai calc, nu mi-a plăcut București nici bine, nici acum nu sunt foarte încântat de orașul ăsta. În general, ardelenii se acomodează mai greu în București. Nu, în general se acomodează bucureștenii cu ardelenii, ardelenii nu cu bucureștenii. Păi asta zic, da. Ardealul... Adevărul că s-o vorbeam cu mine, știi? Colegul vostru, Homorodean, cu Ovidiu, care la fel a stat o perioadă și s-a mutat înapoi în Ardeal. Pentru că cât trage Ovidiu. Ovidiu acum ne întreabă, nu vă mutați acasă, nu veniți, hai, lăsați la Sibiu. Dar tot timpul spunea că nu e foarte greu. Da. Și nu numai el, mai mulți colegi. Așa, și v-ați mutat la București, cu Traista în spate. Cu Traista în băț. Hai să luăm o chirie. Știi cu ce am venit în București? Cu un așternut pe care l-am luat de la mama din dulap, fără cu hainele noastre. Fără să știe. Cu un Peugeot 206 în care o trebuie să ne încapă. E bine. Așa și un laptop. Păi dacă ați avut și Peugeot, e bine, bine, n-ați venit cu ocazie, cu trenul. Aha, am avut Peugeot-ul lui Cătălin, da, și ulterior în apartamentul în care ne-am mutat, un apartament gol, a trebuit să aducem toate chestiile pe care le avea Cătălin în chirie la Sibiu.
Și le-am cărat așa cu un camion, noi le-am pus, adică nu ne-am permis atunci să ne luăm lucruri noi. Uh-huh, și țin minte că după ce ne-am mutat în București, am avut o nuntă aici, parcă, nu știu, un program. Nu știu, am avut o cântare, da. Și atunci am 800 de lei, parcă am câștigat. 800 de lei am câștigat și ne-am cumpărat mașină de spălat. Am dat jos bancheta de la Peugeot și am suit mașina, am urcat-o în mașină, mașina de spălat, da. Și am adus-o în casă. Ce vorbești? Vreți să vă spunem ceva? Mm-hmm. Încă folosim acea mașină de spălat. Deci când o să se strice... Ce marcă e? E bai. Nu știu. Mașină de spălat. Nu știu. A fost cea mai ieftină. Asta a fost buget. Să înțeleg că astea mai ieftine țin mai mult. Se să făceau lucruri că... de calitate, domnule, acum 12 ani. Vezi? Am apreciat lucrurile muncite, știi? Am luat-o de jos, sincer. Crezi că asta v-a și ținut? Faptul că ați construit împreună? Că ați pus mobila voastră, că ați cumpărat prima mașină? Adineori vorbeam de perdele, că ți-ai schimbat perdelele. Da, da. Eu prima dată când mi-am cumpărat perdea acolo în chirie unde am stat, eu am măsurat peretele, avea 2.5 cu 2 nu știu cât în jos și m-am dus la un magazin de perdele și am zis, am peretele de 2.5 pe nu știu cât, atâta vreau o perdea. Dați-mi 2.5 de perdea. Și a zis, mă fată, dacă tu ți-o iei, stă așa întinsă, trebuie dublu. Toți banii din portofel am lăsat la perdea. Da, trebuie dublu, da. Asta am învățat și eu de la Codruța. Ești în domeniu. Că suntem în domeniu, da, înțelegi? Noi ne-am tot făcut și asta vorbeam și noi, că dacă nu facem lucruri împreună, chiar dacă fiecare vine cu bagajul lui de cunoștințe, cu cariera lui în spate, da? Dacă nu construiești lucruri împreună, inclusiv o perdea, dacă te duci să o cumperi împreună, când mergi prin casă și dacă te superi cu soția și să arunci ochii așa pe perete, îți aduce aminte că ați construit ceva împreună. Asta într-un caz fericit, într-un caz mai puțin fericit, e perdeaua, ai jos. Așa, ați venit de la Paris, tăticul tău cum a primit... A primit veste, hai, Parisul a fost cum a fost. Dacă nu că plecăm la București împreună... În momentul în care plec cu Doinaș la București... La București? Cum a fost? Gata, s-a rupt lanțul de iubire. Nu, încercau să-mi spună că nu e moral să mă mut cu un bărbat în casă, cu un băiat în casă. Totuși, că, în cazul în care... 22 de ani. Nu mai erai. Alte fete la tine în sală erau copii. Da, dar se gândeau că dacă nu funcționează, dacă, nu, orașul nostru e oraș mic, toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Puteam strica o prietenie. Puteam strica o prietenie, puteau să ne arate oamenii cu degetul, mă, uite, seama. Aia au fost cu aia. Uite, asta nu le-am înțeles niciodată. Păi nici eu nu le-am înțeles, da. Se înțeleg, se despart, adică dacă suntem un oraș... Dacă mic... trăim noi vremuri moderne, dar înainte știi că oamenii nu făceau compromisuri de genul ăsta. Că se înțelegeau, că nu se înțelegeau, no, stăteau în căsnicia aia. Nu, sau nu se știau compromisurile, că nu era atâta online. Nu, dar mi se părea, acum... lăsând orice la o parte. Doi trebuie să încerce. N-ai de unde să știu dacă criza nu merge. Clar. Și până la urmă nu era un capăt de țară dacă și noi încă încercăm. Păi da, dar e bine. E bine că dacă ar merge perfect, te obișnuiai, ar intra monotonia și n-ai mai încercat nimic. Nici să o cucerești, nici să o împaci, nici așa mai departe. O las întreba ei. Să se consume singură, nu? Așa, și continuăm povestea. V-ați luat mașina frumos de spălat, ați băgat un perete. Am băgat predeaua să o spălăm. Predeaua să o spălați pe care i-a cumpărat. La 40 de grade, nu glumesc. Ne-a, ușurile, ușurile le-am adaptat, toată lumea ne întreba când faceți nuntă. Ce făceați în București în perioada aia? Că mă gândesc cu cântări de destul de greu. Da, nu, aveam câte o nuntiță, doar nunți, aveam la program, dar în Făgăraș, da. Spre părțile noastre, știi? Cântam la nunți diferite, fiecare la altă masă, că încă nu ne știa lumea ca și cuplu muzical. Foarte greu era. Cătălin între timp își găsise serviciu, mă, asta v-am zis, inteligent, și a băgat vreo 4-5 CV-uri din toate părțile l-au sunat. Eu, cu tehnica mea dentară terminată, mi-am băgat câteva CV-uri. Nu m-a sunat nici sărăcia. Am avut noroc. Să-i umbli în gură, ca să zic așa. Am avut noroc, am sunat-o pe doamna Elena Merișoreanu și a zis, mă, hai să încercăm să te băgăm. Acum nu pot să zic exact cum spunea doamna, unde să te băgăm pe tine. Da. Și ea i-a cerut ajutorul Adrianei Bahmuțeanu. Da. Am sunat-o pe Adriana Bahmuțeanu, m-au șuit de vreo 2 ori. Și am mai sunat-o, că, na, cu insistență, știi, am mai sunat-o. Doamnă, tot eu vă sunt, tot roșca sunt, știți, din partea doamnei Elena Merișoreanu. Și-o zis, mă, fată, e 3, la 4 vreau să intri în direct. Nu vă spun că nici nu știam cum se ajunge la ETRO. Cătăline, hai, du-mă, am băgat pe GPS ce aveam noi atunci, din cunoștințele lui, prin București, pe nu știu ce. Și am ajuns la sediu, înainte cu 10 minute să intru în direct. M-au băgat în direct, m-au ținut cu altă colegă ce era pe dedicație atunci.
Și au trimis-o după 10 minute acasă pe fată și m-au lăsat pe mine în direct. Nu știu, vreo 4 ore am avut de dedicații. Norocul meu, am avut un bagaj de cunoștințe în domeniu. Părinții mei au avut firmă de sonorizări. Eu am crescut cu muzică în casă, de toate genurile. De la muzică ușoară, muzică clasică, muzică rock, muzică reggae, tot ce vrei cunosc, pentru că mi-a și plăcut. Și cunoscând interpreții de muzică populară, m-am putut orienta. Da, exact, da. Știi? Că avem un cântec din Ardeal, că avem de acolo două, trei mesaje care m-au salvat, că primeam mesaje la dedicații. Mă, și am trecut... Da, am trecut proba. În schimb, a doua zi, Adriana mi-a zis, mă, fată, ești prea până în gât cu toate cele. Colegele mele erau ceva mai stilizat îmbrăcate, știi? Eu, tradițional, eram inclusiv în brobodită. Ai tot zis tu de costumul de fericire. Da, absolut super din punctul meu. Eu și în brobodită m-am dus la dedicație. Ei, și de a doua zi am început să dau jos și eu din ele. Se vede, nu mi-a mai pus acea podoabă a capului. Care, de altfel, este frumoasă, dar trebuie să recunoaștem că nu se nimerește tot timp. Da, și îmbătrânesc un pic, mai ales femeile, știi că toată lumea are impresia că noi de la folclor suntem mai în vârstă decât suntem, pentru că păi și cu cine popular, te întâlnești în viu, să zic așa, și da, arătați altfel decât da, sunteți mult mai tineri, da. Mai tineri și mai slăbiți. Hai să vorbim, să povestească și Doinaș cu serviciul lui. Deci ai băgat CV-urile? Da, m-a sunat de la o multinațională, profil francez. Și... Tu ce ai terminat? Ce facultate sau ce studii? Hai, începem pe studii. Pe studii? Am, am terminat... Păi dacă am vorbit cu doamna dentist... Am terminat grădinița în satul natal, Crihalma. E foarte important. Școala generală tot în Crihalma, clasele 1-8, după care liceul la Făgăraș, așa, Colegiul Național Radu Negru, după care Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate la Sibiu. La zi. La zi, așa, în paralel cu Școala Populară de Arte. După care ți-am zis că eu am făcut un master la București în cadrul Academiei Naționale. Asta n-am zis niciodată. Vezi, eu aici să te în lauzi cadrul, așa. În cadrul Academiei Naționale de Informații am făcut un master la București. Și am zis că de atunci eu nu mai calc în București. Nu mi-a plăcut deloc. M-am întors în Sibiu, unde am lucrat o perioadă la, pot să zic? Da! Alianz Țiriac. Țiriac, da. Da. Am și eu credit la Țiriac, așa că poate... Asta a fost acum 12 ani. Un discount. Poate faci... Mai scândesc rata aia. După care am venit înapoi în București, că m-am lăsat dus de val. Și, nu știu, în iunie am venit și deja în 11 iulie deja eram angajat. Și tot acolo este și în prezent. Vezi? Adică suntem statornici. De 10 ani și... lucrez în corporația asta. Știi că avem un vecin la țară și mai bea, el avea pensia cea mai mare din familie. Și când se supăra pe ei, îi punea la muncă și spunea cartea, bă! Cartea, bă! Să dea în capul locului și pe lor le spunea cartea. Deci omul, dacă a avut carte, 4 CV-uri, toți... Ai parte! Dar ai parte. Acum vreau să zic că am alt job. Așa. Cu normă întreagă, pentru că mi-am suspendat contractul de muncă și sunt în concediu creștere copil. O, ajungem și acolo. Stai un pic, să o luăm ușor. Deci v-ați angajat. Tu ai început cu Edno TV, ai avut marele noroc și cu o vorbă de la Elena Merișoreanu, care am nu avut numai mare pe tine stai o țâră, că eu jumătate de an am stat la dedicații, după care Adriana Bahmuțeanu, pentru că ea era manager pe atunci la televiziune, a zis, hai mă fată, te trimit la un spectacol. Și era un spectacol în direct. Și pe românește am dat muci în fasole. N-am fost pregătite pentru treaba aia, cu emoțiile evenimentului. Și publicul, impactul publicului din fața ta e alt ceva, sentimentul. E, și mi-a zis, hai, mai stai o jumătate de an la dedicații să înveți să vorbești. Dar a fost înțelegătoare, că putea să... Da. După care următorul concurs pe care mi l-a dat a fost un spectacol în cadrul MAI, un spectacol al ansamblului Ciocârlia, era director pe atunci, manager era Steliana Sima. Și nu vă spun că am avut niște emoții. Tot mi-a scris, mi-am făcut prezentările cu Doinaș pe mapă, n-am ridicat ochii din mapă, numai să zic bună seara și atât. Și a fost bine. A fost o idee mai bine și de acolo am început să avansez, să primesc și alte proiecte, dacă nu, și ziua de astăzi eram tot la dedicații, probabil. Ceea ce nu e deloc rău. Nu e rău, nu e rău. Așa era formatul atunci. Și văd că și-a revenit. Măi, să știi că dedicațiile fac în continuare rating foarte, foarte bun. Oamenii își doresc să intre în legătură directă cu noi și să-și solicite artiștii preferați. De câte ori nu te-am difuzat și pe tine acolo. Da, cred. Așa. E normal că omul vrea să-și împărtășească sentimentele și să fie și el parte dintr-o emisiune. E alt, să se simtă băgat în seamă. Exact, exact. Și domnul Doinaș, deci ați început viața împreună. Cum a fost treaba, măi, totuși, ce fac cu nebuna? Mă cicălește, mă...
cu Olteanca. Mă însor cu ea, nu mă însor, ne mutară la București, da. Să rămână între noi, pe atunci nu eram așa de cicălitoare. După ce am avut actul mână, după ce ai, am început să mă dau un bărci. Adică a fost mâță blândă. Mâță blândă, da, nu. Era așa atunci, la fel de efervescentă, doar că ușor mai temperată. Ușor? S-a uitat așa, ușor mai temperată. Ia vezi, poate îți revii ca nu, odinioară. Auzi, uite și Alex, pentru că este aici de față, mi-a zis. Așa. Acum ceva vreme, zis, Adina, de când ai și al doilea copil, nu mă mai înțeleg cu tine. Așa se întâmplă și între băi, mine de și doi nași. Ea se plânge că nu se mai înțelege cu copiii, care doi. Gândește-te că eu am trei cu ea. Cu ea, da, da. Adică, dar eu cât de... Până la copii, hai că e interesantă povestea voastră și îmi place treaba aia cu mașina de spălat. Ați început job-ul, tu acolo, ea la, de dimineață la Edno... A, bă, stai că n-am zis că ne-am mutat în apartament. Așa. Noi ci că trebuia să fim într-un apartament care era numai termopăneret. Da. Băi, și când am intrat acolo, șerpărie. Deci a trebuit să o lase la zero. Nu că de la zero, de la șpaclu. Da. Deci era în chirie asta și a trebuit să-l faceți voi? Fusese în chirie. Nu mai găsea și voi altul, adică... Fusese în chirie. Nu știam la cine, la cine. Ne-am a fost singurul, acolo trebuie să stăm. Acolo trebuie și să stăm. Și doamna Elena făcea, plătiți și voi un om să vină să vă facă curățenie, să vă zugrăvească. De unde? Că n-aveam. N-aveam bani. Nici bani și nici nu aveam bani. Nu știai pe cineva să vină. Și atunci am început să căutăm de prietenii noștri zugravi. Păi de-aia mor să stai două ore să... Da, prima dată... Dai lavabilă... Rașchetezi. Da. Început să dau jos. Și aveam, mă duceam la Etno, că deja lucram la Etno, mă duceam la Etno cu strop de lavabilă în păr și le spuneam la fete, fetelor, să știți că sunt spălată. Nu am probleme cu capul. Am probleme cu capul, dar nu din astea. E lavabilă, că eu zugrăvesc acasă. Așa. Asta... Să știi că toți am trecut prin asta. Adică... Cu zugrăveala e frumos. Am pus geamuri la... Erau geamurile, uite așa făceau. Ușa de la exterior era ușa de interior, de fapt. Era uite atâta spațiu sub ea. Am zugrăvit, am... Mă, dar totuși trebuia să vă căutați alte chirie decât să preparați, că nu rămâne al vostru. Nu știu dacă înțelegeți. Mă, nu știu dacă ne-a dus mintea la mai mult. Îți dai seama că acum... Cred că am avut un blocaj mental. Păi mă gândesc, bă, dar de ce să-l închiriez dacă arată asta? Mai să cred că ne-au scăzut, n-am plătit. N-am plătit știu, chirie. Da, din toate cheltuielile astea. Dar uite, vezi, chiar mă dăinași. Zona, prima dată când am plecat zăcupă. Uite, eu din punctul ăsta de vedere am fost un pic fâșniț, adică mă duceam, căutam, nu-mi plăcea. Olteam, ce să mai, noi ardelemi. Da, zicea, păi și aici asta cine le fac? Păi dumneavoastră, dacă vreți să vă spui ce fac, vă schimb casa? Păi gata, altă, în altă parte. Noi nu ne-am dus mintea să căutăm altceva. Deci prima dată când ne-am dus, zice, Doina, ajute și cumpără, aia, m-am dus, am plecat cu mașina și când m-am întors, nu mai găseam blocul. Era undeva, îl tot sunam, hai mă, Cătăline, unde ești? Stai că nu mai găsesc, te rosnează, nu mai găsesc. Care, bă, culmea, știi toate ce? Toate semănau. Nici aia pe care întrebam. Nu știu, nu-i pe aici. Bă, lasă-mă dreacă, de aici am ieșit drept locul ăla, de aici trebuie să fie. Se pare la un moment dat când vin București, prima dată, că toate-s la fel. Toate-s la fel, exact. Dacă n-am bântuit pe acolo și nu știu cum am ajuns acasă. Am lăsat mașina și m-am dus pe jos. Pe jos, da. Aici am fost, am văzut, uite magazin, m-am întors pe mașină și am parcat. Unde ai fost? Așa, și v-ați apucat, dă-i, zugrăvește. Am primit... Norocul nostru, că așa, așa se întâmplă, am fost norocoși. Vecinii care stăteau vis-a-vis de noi făceau, renovau camera copiilor. Și au schimbat mobila. Și au scos de acolo un dulap și o canapea și o, din aia de, și o măsuță de înfășat, pe care am și folosit-o la Andrei. Cu sertare. Serios. Ce tare. Da, era din lemn masiv foarte, vă dați seama că lemn masiv, dacă am ținut... Cum era odinioară atunci, da, lemnul în casele vechi. Da, da, da. Și ne-au întrebat, au văzut că suntem... Odini, păi dacă noi suntem toți. Păi dacă ați vorbit pe vremea noastră, nu era așa, că te făceai de râs în făgăraș. Zic, mă, să vorbesc cu oamenii, că suntem oameni. Și arătăm bine pentru vârsta noastră. Da, și uite că încă se conservă. Păi și ne-au întrebat vecinii, vreți să păstrați voi? Uite, noi le abandonăm, le vreți? Păi, cum să am pus seara în cameră, aveam doar lucrurile alea. Păi ne uitam, bă, Cătălire, avem pat în ce dormine. Și când am dormit pe jos, asta da, este. Da, da, da. Până ne facem rânduială. Da. Și am primit pat și în patul ăla am dormit 5 ani de zile cât am stat în chirie. Ce tare, vezi? Serios. Da. Da. Se spune că la pasărea oarbă îi face Dumnezeu cuib. Da, exact. Așa mai era o vorbă și cu copii, că unde sunt pui, crește și iarbă. Da, 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 așa e, exact așa. Da.
Și mai departe, cum vă înțelegeați? Ia cu Edno, toată ziua pleca cu artiștii, tu la birou, mă, femeie, ce faci pe acolo? Te cam dezbrăcaști, te cam nu știu ce, că te-a pus Adriana să-ți arăți talentul. Niciodată nu. Nu ești gelos? Nu erai gelos? N-am avut discuții de genul ăsta. No? Nu? Nici măcar o dată. Pentru că înțelegeam fenomenul. Și eu când venea sfârșitul de săptămână și plecam și aveam de cântat, la fel. Trebuia să mă ia din ala rost unde a fost și acum mă doinaș, să știi că eu am făcut niște deplasări foarte mișto prin Târgu Jiu, unde am stat cu Sanfira la o băută la 8 dimineața. Da, la Bosneanca, acolo, la Maria. Da, n-are sens să spune ce s-a mai întâmplat, că n-are sens. Nu, s-a întâmplat nimic. Nici n-am intrat în detalii. Stai liniști, că nu s-a întâmplat nimic, că eram... În afară să cântăm, știi, da, ne pusărăm așa jos. Așa zi pe limba ta. Da. Cântat, da. Și cântarăm până dimineața. Și a avut un vin bun tare. Mi-aduc aminte că se legau niște prietenii frumoase la filmări și parcă nu eram atât de stresați, nu știu, totuși am prins o perioadă frumoasă și mai aveam timp și de acum oamenii... N-aveam nici obligație, acum eu cel puțin exact. Când mă duc la o filmare nu mă mai pot bucura exact. După filmare de o petrecere pentru că sunt cu gândul acasă la copii și hai, da. Repede. Și era și gașca, ok, toți erau pe aceeași lungime de undă. Da, da, și cameramanii și băieții care veneau pe la filmări, mai rămâneau și instrumentiștii, adică se făceau găși frumoase și chiar amintiri frumoase. De asta zic că păcat că n-ai venit. Safira, bine că n-a venit. Așa. Lasă, uite. Hai că am venit. Să mai zicem ceva din cap. Eu nu spun nimic, nu știu, n-am văzut. Codruța! No. Ne întâlnim amândouă și povestim Codruța, mai mult. Codruța știe de mine și... Știe de glumă. Da, nu. Și cred că cel mai important în relație, nu știu dacă la voi e la fel, e să ai încredere și să înțeleagă viața. Da, despre asta este. Și mă gândesc acum, sunt 4 ani, noi avem și noi 4 ani de când suntem împreună, cât de important a fost că suntem din același, exact ce spune el. Din că îți înțelegi soția când pleacă la filmări. E foarte important. Codruța când se duce la filmări cu Marius China, cu toată echipa, nu filmează ca noi la Folclor lângă 3 pomi și am plecat acasă. Sunt filmări de dimineață cu coafură, nu știu ce, cu ținute și poate să dureze și până la 3 dimineața. Adică de dimineața din răsărit până a doua zi. Noaptea. Și atunci trebuie să înțelegi omul. Câte mesaje îi dai? Nu foarte multe, să știi că suntem plecați. Nu, nici la fel, dacă știm că suntem la filmări, doar dacă e ceva foarte important. Lumea, îți dai seama, nu. Deci nu se, da, nu astea le-am învățat în timp, stai un pic. Da. Nu știu cum a fost la voi, dar și noi am avut gelozii până ne-am cunoscut, până am avut încredere unul altul. Că știi cum e, pleci lângă un om și... Nu-l cunoști, nu știi ce poate capul. Da, și te gândești, mă, poate mi-a format o părere, dar nu se știe ce zace ca acolo. Pământul din ce parte bate vântul. N-am avut discuții din punctul ăsta de vedere. Deci fără gelozie, fără, nu. Veneai de la tine de la serviciu, ea de la Edno, îți povestea, te cicălea. Mamă, uite, asta m-a făcut așa. Da. Și acum. Cum e? Da, pentru că mă exteriorizez. Uite, ăsta este punctul lui slab, că nu știe să explodeze, nu știe să se exteriorizeze și adună în el. Și la un moment dat va claca din punctul ăsta de vedere. Și atunci când ne certăm, de fapt, se ceartă. Da, că nu are răspuns. Mi se par certurile total inutile și... Degeaba. Bravo, ai dreptate. Uite, vreau să ajung ca tine la un moment dat. Zău, e foarte important ca echilibru. Da, eu sunt foarte certăreț și nu-i bine. Și eu. Da. Dar cred de câte ori ne certarăm noi doi? Da, cum încep? De câte ori ne certarăm noi doi? Dar niciodată să rămână între noi ceva. Da, vorbeam de o chestie așa... Cred că e și la noi, la Oltenia. Aveam o chestie din asta. E coleric, așa de... Da, și după aia, gata. Ca parcă un nu s-a întâmplat nimic. Ca un cocoș, la fel, tot ca, nu ca o găină, ca un cocoș. Ca un foc de paie. Ca un foc de pam. Da, mă, dar ăla nu rezistă. Nu. Ce vorbești? Și vrei să spun ceva? Că apropo de treaba asta, avem o chestie, noi ne și drăcuim foarte tare, noi oltenii. Dar nu cu răutate. Și la venit aici în București, aveam chestia asta. Aia, mai du-te, dracu. Și se supărau. Oamenii se supărau, nu înțelegeau ce, știi? Vrec aici în București, dar să te duci în Ardeale. Și mai grav. Da. Să-l dai pe unul dracu. Nu, să-l pomenești pe necuratul. Da. Dar la noi așa e. Cătălin și când spune că te un ban și trebuie să-l pomenească pe necuratul, parcă e așa, spune așa cu jumătate de gură. Da. Ceea ce e foarte frumos și ar trebui să învățăm și noi. Aia nu înseamnă că noi, numai că noi așa am fost, nu știu, așa e nația noastră, cum ziceam. E gena. E gena. Și uite că învăț și eu de la tine niște chestii și e bine. Bărbatul ar fi bine să... Dacă pui un ardelean în Oltenia, vezi că e ardelean. Dacă pui un ortean în Ardeal, clar se vede că e din Oltenia. Da. Cum era, mă, ăla care... În ce piață? În Blaj, în Câmpina, nu mai știu. Da, vindea cireșe. Așa. Și se văzu olteanul.
Nu, s-a dus acolo și nu... am intrat în piață, bă, liniște de mormânt. Dar la noi în piață este liniște. În biserică, e dacă liniște. Te duci la Craiova, dacă te duci la Vâlcea. De toată lumea se ceartă, că toată lumea încearcă să-și vândă marfa. O, să știu să-și vândă marfa. Uite, îți povestesc o chestie, n-am spus-o niciodată. Mă duc și eu la piață, deja eram la ansamblu Doina Gorjului, eram început să fiu cunoscut. Târgu Jiu, la fel, un oraș mic, era imposibil să nu te cunoască lumea, că toate spectacolele mari le dădea ansamblu Doina Gorjului și noi eram în centru atenției. Și mă duc și eu la piață, nu să zic niciodată, să iau niște brânză. Că aveam o filmare, nu știu ce, și voiam să pun pe masă. Și lasă-mă că mă duc la piață și unde se zice toată lumea. Și în momentul când am deschis ușa de la raionul de brânză și au început toate femeile: aaa, cumpără de la mine, mânca la mama, brânză, nu știu. Mama mea, da, te speriași. Da, și mama doar și-a plecat. Așa și cu ăsta. S-a dus în piață în Blaj, da. Vindeau cireșe. Dar nu zicea că vinde cireșe. Ce vindeți aici? Cireșe. Păi cu asta e ritmul, ce cu atâta. Și le-am cumpărat pe toate, la prețul, nu știu, 10 lei. Da? Și mă lăsați pe mine 10 minute aici la tarabă? Da, domnule. Olteanu, nu Olteanu. Le-a cumpărat, da. Și le-a vândut, da. Dublu. Da. Băi, și-a început circul. Haideți la mine, ia cirea așa, neamule, nu știu ce, astea e roșie, astea e dulce, astea e dulce. Băi, s-a adunat lumea ca la circ. Ce în 5 minute vând tot acești cireșe la preț dublu. Înseamnă că... marketing. Da, înseamnă că voi n-ați fost niciodată în... Tu trebuia să fii pe lângă Craiova, în târgul de Otenești. Da, da, da. Vai de cap. Ia, îmi povestește, bă, când mergeam cu bunicii mei la Bâlce, la Craiova... Deci era un cum, de când... Zarvă. Nu trebuia, da, să știi unde e târgul, s-auzea de la kilometri. Pentru că țipea și aveam un vecin și aveam... mergeam cu purcei, cu viței, cu ce aveam, cu oi, la târg. Vindeai vaca, îmbătrânea, o duceai la târg. Și aveam un vecin și avea niște purceluși din ăștia slabi, rău de tot, dar el îi întindea și spunea că sunt o rasă Landras. Și nu știu câte coase, dar erau slabi, că erau nemâncați. Și țipa cât era și toată lumea se duce de curios, mă, ce înseamnă aia, adică ce rasă e asta? Ia să-l iau să văd ce-i poate. Da, de unde dracu, erau slăbănoși, aveau un tic așa de mare, că erau bătrâni. Și că n-au, au câteva luni, dar așa era rasa lor. Da, așa erau târgurile. Și așa face Olteanca noastră, nu? Da, mă. Te-a cumpărat cu sentimente frumoase, în primul rând, mă gândesc. M-a cucerit, m-a cumpărat. Ziceam că se încala târg, știi? Da. Hai, m-a cumpărat, da. Așa? Și nu m-a luat cu împrumut. Nu te-a luat cu împrumut? Și mai departe, cum a fost treaba cu voi doi? V-ați căsătorit? Cum ai cerut? Ai dus-o la Paris? Bă, nu la Paris, la, la Vâlcea. La Vâlcea? Da, mă, păi de când a intrat la mâna dreaptă, a început să... Salariu! Știi nisipul care... Salariu, bărbatul meu nu-l vede. Cum era? Păi nici nu, că era cardul la ea. Și la Vera, hai să nu dăm toată de... Ia-i paharul. Nu, eu n-am. Nu-mi trebuie, tu știi că nu. La Vâlcea se întâmpla acum... La Revelion. Nu, da, de Revelion. De Revelion, am cântat și am prezentat... 2013 era. Nu, ba da. În 2014 am făcut nunta, da, Revelion 2012-2013. Am cântat și am prezentat în centru la Vâlcea, uh-huh, și... L-a făcut de artificii, vorbim și cu primarul de atunci. Domnule, am o... Da, cum să ne fac? Sunt data din ajuns de pe scenă. Param, taram, taram, taram. Da, stai, ce param, param, sfios, timid. Hai, zi o dată, că vedeam că e așa tremurând. Doina, vrei să-mi spui ceva? Vrei să-mi spui ceva? Vrei să te căsătoriști? Da, așa zis. A avut emoții și el. A avut emoții, mă. Și dacă... tu l-ai luat tare. Păi da, mă, vine așa cu forță de pe scenă, stai că nu știu ce vreau să spun. Și a zis da, nu? Și a zis da, da, și gata. A fost și prețul bun acolo la spectacol, erați... Da, 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 erau și artificii. Era pe plus din toate punctele de vedere. Era pe plus valoare, parcă era pentru noi toată atmosfera de acolo. Lumea aplaudă, da, da, bravo, ce bravo. Frumos. 12 noaptea, frumos, artificii. Și după un an v-ați și căsătorit. Da. Cât a stat împreună așa? Patru ani. Da. 4 ani. După care ne-am dus într-un peco și am... băut un ceai. Și am mâncat un sandwich că eram pe burta goală. Că acolo în centru nu s-a dat nimic. După în căsătorit. Da, da, da. Romantic. Pe romantism. Dar important e că a fost simplu și frumos. A fost frumos. Ce, dacă era așa, bă, nu știu, luxos și ceva... Certurile au venit mai apoi, cu o săptămână înainte de nuntă. Da, când era să nu mai facem nuntă. Cred că majoritatea cuplurilor pățesc lucrul, da, ăsta cu stresul. De la emoți, de la stres, de la... Da. Păi ne certam că de ce nu stau ăia la masă, că de ce... Deci tu ca mine trebuie să filtreze atâtea amănunte. Exact, exact. Știi, și abia după ce trece evenimentul îți dai seama că te-ai stresat ca fraierul. Pentru nimic, pentru exact. 12 ore de eveniment, pentru hai 24 cu toată ziua. Și acum am făcut și cununia și religioasă. În aceeași zi. În aceeași zi. E obositor.
e obositor, dar noi mai sunt, locuim mai sunt la București. Care vor să facă nuntă și vin și încercăm să... Bă, vă stresați degeaba. Da. Și ne sună cu 2-3 luni înainte pentru eveniment. Zic, bă, stai, sună-mă înainte cu o săptămână, că până la nunta ta mai am... Mai avem... Da. Și au impresia că e doar evenimentul lor și îți spun, vedeți că vreau să cântați pentru soacră, cântecul ăla. Zic, dom'le, mai e, îmi spui în seara aia atunci. Da, pentru că intervine stresul și eu înțeleg pe oameni noi care și voi de altfel cântați la nunți. Mă gândesc că s-ar aștepta cei din jur să fim mai pregătiți un pic, să nu ne stresăm atât de tare, dar crede-mă, noi ne stresăm pe zi ce trece. Le-am organizat în timp pentru că s-a și amânat la noi pandemia. La voi a fost și mai dar greu. Tot există niște chestii mărunte care te dau peste cap, da. La care nu te gândești efectiv și te duci și te întâlnești cu la salon, nu știu, cu managera și spune: "Păi, trebuie să puneți nu știu ce pe masă." Și zici așa blank. Da. De ce trebuie treaba asta? Păi trebuie și pentru treaba asta trebuie să vorbiți cu nu știu care. Știi ce se întâmplă, Vali? Erau presiuni din partea invitaților noștri. Aveau așteptări. Mamă, venim la voi la nuntă. Am făcut nunta la Făgăraș, acasă. Ei, să vedeți ce nuntă faină o să aibă ăștia. Asta îmi crea mie emoții. Pentru că eu în rest niciodată nu m-am văzut mămică sau mireasă. Sunt fete care trăiesc cu visează, visul ăsta. Da. Visează la ziua să care vor fi... Prințese, da, cu coroniță, cu flori, cu foaie. Deci mai băiețoasă așa. Eu nu am nicio treabă, mai ales că vedem în fiecare săptămână. Pentru mine, la fel de frumoase sunt toate miresele. Eu nu văd o rochie de mireasă mai frumoasă ca alta. Nu, pentru mine toate sunt la fel de frumoase. Și așa au fost pentru mine. Care rochie? Una, oarecare. Ce freză, ce machiaj, ce... Nu m-a interesat. Normal, să facem... Eu oricum fiind machiată zilele la televiziune. Da, adică nu pentru mine nu mai era ceva special. Wow, știi? Da, da. Alte fete așteaptă ani de zile să devină... Eu n-am avut o problemă. Și ți-am zis, săptămâna nu ți-am zis. Ați făcut-o la Făgăraș acasă, da, la voi? Da, acasă. Ați făcut la un restaurant sau... Da, la restaurant, 400 și ceva de inși, destul da, de și aici am avut noi. Probleme. Când aglomerația asta le-am zis la părinți, facem nuntă, a, gata, facem lista cu invitații. Ai mei și ei mergând la nunți, au început să treacă, dar am zis la peste 700 de invitații. Oh, stop. Nu știu, cine sunt oamenii ăștia? Da. E foarte greu la nunțile mari. La maxim, cât? Și 400. A fost capacitatea maximă a sălii, 400. 200. Smulți și 400. N-ai timp. Nu știu dacă... Oricum noi n-am putut merge la oamenii. Noi la ora 12 am ținut un discurs, le-am mulțumit tuturor pentru prezență, suntem foarte mulți, n-avem cum să venim să cernim cu fiecare în parte, suntem prea mulți, mi-ar fi luat 3 ore să ajung la toată lumea. Exact. Am făcut poze așa, per... Noi ne-am organizat o zi ulterior, la 3-4 săptămâni după nuntă să facem... Da, putem face poze. Păi au avut fotografii să ne scoată în ziua nunții să facem poze. Păi câta lume pe cap, voi credeți că îmi stă mie capul să zâmbesc la poze? Nu, fraților, lăsați să... Hai să vedem de... Și a ieșit și nunta cum v-ați dorit? Ați ieșit bine la nuntă ca să știu ce mă așteaptă? Am ieșit bine, da. Am și făcut cheltuială, că am vrut să fie bine pentru toată. De la părinți n-am luat nimic. Da. Nici din partea, nici din cealaltă. Noi ne-am organizat. Nu, pentru că părinții și-au... Ați vrut voi să fiți pe cont propriu? Da. Băi, s-au facem cum vrem noi. De gospodărie, de casă. Au renovat casa. Nu, vin neamurile, vin, așa se face. Aoleu, lasă-mă cu renovatul casei, că vorbeam dinainte de... Da, da, perdele, draperii, perdele nu se mai cele potrivesc, mai simple. Nu se mai... De alea sunt... Nu, și pentru că ei au făcut atâta cheltuială, am preferat ca ei să nu mai pună plic la nuntă. N-are sens, doar toată viața. În ce au investit? Și în copii. Și voi ați, au investit clar, și sunteți evident. Copiilor. Da. Tu mai ai frați? Eu mai am o soră, da. O soră. Sora mea e plecată din țară de... Mulți cred ani. Că de dinainte să facem noi nuntă. Dinainte să facem noi împreună. Din a plecat. Am fost colegi la școală. De 10 ani. Nu era problemă. Sora mea e plecată din țară la Bruxelles. E mai deșteaptă ca mine, chiar dacă m-am pus ochelarele ăștia. Așa, ce frumos. E manager la Microsoft. Oh, deci. Bravo. Și nu cred că se mai întoarce. Are și cetățenie belgiană. E foarte frumos acolo și e bine să-și... Și se supără de fiecare dată când Doinaș mai compune câte un cântec cu românii care pleacă în străinătate, cu patriotism, cu rădăcină, cu credință și așa mai departe. Zice, parcă prea lovești în ăștia care au plecat din țară. De-am zis, te simți așa. La atâta muncă, nu cred că ar fi găsit răsplata cât există, din păcate, în alte țări. Da, ceea ce ține de acești oameni care muncesc enorm de mult. IT-ști și... I-a și muncit și a și tras și a și citit și urmă de școală. Da. Știu că... Aici, în România, oricât ai muncit și oricât ai... Noi nu știu să ne apreciem. Andreea, cel puțin, a încercat aici în București. Nu știu să ne apreciem oamenii și munca.
a primit pe românește șuturi în fund. Și atunci și-a luat tălpășița, zic, nu. Și apoi ne pomenim. Sunt apreciate pentru munca pe care o fac, nu pentru că îl cunosc pe tata sau pe nu știu cine, pe cam un frate care e vârcul nu știu cine. Și atunci ne gândim și ne dăm coate, domne, de ce nu merge treaba la noi și de ce se lucrurile da, nu sunt. Da, pentru că oamenii capabili sunt pleacă în alte părți. Sunt așa o grămadă de corporații care fac așa numitul headhunting, vânătoarea de capete. Oamenii capabili pe care îi duc și îi plasează în funcții cheie în alte părți unde dau randament și fac performanță în loc să ții aici. Asta este. Poate societate se va schimba ceva, cine știe. Mergem mai departe cu povestea voastră, că așa, e tare unde interesantă. Am ajuns? Ați ajuns cu Daru dimineața, zumăra bănuții? Nu, nu. O săptămână după, cred. O săptămână. Nu, nu. Pe mine nu m-a interesat, eu nu m-am atins. Ce ați făcut cu banii de la nuntă? Ne-am cumpărat mașină. Mașină, ca tot românul. Da. Ne-am cumpărat mașină pentru nu că mai era frumos pe jocul ăla. Făceam, da. Da, da. Nu, a fost să facem mașină. Aveam un, după Peugeot am avut un Volvo. Așa. Așa, după care ne-am luat o mașină, nu știu. Opel. Opel Insignia ne-am cumpărat, dar a fost nouț. Opel care eu am păi avut un accident. Păi și să vă cumpărați, zice, ăsta nu erau destui bani pentru ceva nu în București. Nu era, nu, 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 nu era. Nu. Nu, și încă nu ne gândeam să facem casă împreună. Voi băiați o mașină. Să ne putem plimba. Da. Să ne putem plimba, știi vorba aia. Bă, dar asta este frumusețea, că oamenii judecă de multe ori. Dom'le, dar cu banii pe care ai dat pe mașină puteți să... Da, mă, dar e perioada tinereții. Da. Păi, ce vrei să-mi iau mașină la 90 de ani, că nu mai pot, sau la 70 de ani, că nu mă mai pot bucura, nu mai îmi vine să plec, să... Acum că tot am vorbit de exemple din afară, așa? Din străinătate, foarte mulți străini stau în chirie toată viața. Tot timpul, Occidentul, da. Da. Dacă nu-mi convine serviciu, mă mut în cealaltă capătă. Da. În mine, în, ca om, în timpul meu liber, în excursii, în vacanțe, în vacanțe ca, să fie, ca să fie bine aici. Apropo de vacanțe, luna de miere, unde a fost? La Londra. La Londra. Noi am făcut nuntă pe 20 septembrie și abia pe 14 februarie, de Valentine's Day, am plecat la Londra, amândoi, acolo clar că s-a simțit altfel această sărbătoare pe care noi am împrumutat-o de la ei acolo, toată lumea sărbătoarea, serios. Da, da. Fetele și ieșeau afară în sandale pe 14 februarie, am rămas surprinsă. Băi, e un sentiment foarte frumos pentru că ei parcă se cunosc și trăiesc la fel momentul. Da. Și tot orașul se... Toate restaurantele, tot era plin, și nu mai zic de inimi și așa mai departe. Da, ne-am trezit dimineața, mamă, ce soare frumos afară, să vezi ce ne plimbăm, și când am ieșit afară ploaie. Primul șoc cu Londra, știi? Hai da, să ne luăm umbrele. Dar e frumoasă Londra, mie îmi place. Am fost de câteva ori, am fost o dată cu Codruța, am cântat și parcă am mai fost o dată. Tot cu cântatul. N-am fost să ne-am plimbat așa, am făcut am fost da, de două ori cu cântatul și o dată atunci cu... Da. Ulterior am mai fost și cât a stat în Londra? A stat o săptămână? Nu, mai puțin, vreo 5 zile, cred că. V-a cam plăcut? Cam așa sunt excursiile noastre, știi? Nu foarte lungi. Londra mi-a plăcut ca oraș, adică nu știu dacă m-aș mie putea obișnui acolo, pentru că oamenii sunt mai reci, mai distanți, așa, mai... Da, da. Dar clădirile și atmosfera, nu știu, mi-a plăcut foarte tare. Mi-a plăcut. Ne-a prins și vreme bună, ce-i drept. Nu, eu frig, am prins de fiecare dată când a fost. Adică se vede că sunt eticheta. Și accentul lor și cum da. Cafenelele lor de pe centru, așa, nu știu, frumos, un parfum altfel, da. Tot centrul cu arhitectura asta veche care se îmbină cu modernul este absolut super. Ați venit acasă și când v-a apucat treaba cu copiii? Că nu aveți de mult copii. Nu ne-a apucat treaba cu copiii. Eu aveam probleme. Aici e un subiect sensibil pentru Adina, pentru că nu știu dacă știi sau... Nu, am mai povestit, dar nu așa cu tam-tam. Ea așa avea șanse sub 1% să rămână însărcinată și sub 0 să ducă sarcină. Să pot să duc o sarcină, da, aveam probleme din punctul ăsta de vedere. N-am știut, nu. Și mi-am luat gândul de la treaba asta. Adică de la ce? Aveai ceva... Menstruație dereglată, de două ori pe an. Așa... Șanse minime să ai copil și mai mult de atâta uterul retrovers și infantil, nu știu cum, adică și nu știu cum și multe probleme. Capacitatea de a așa dezvolta o sarcină normală. Da. Au, Doamne. Și doamna, și a fost un șoc pentru doamna tine. Doamna doctor mie mi-a spus că, mă, poți să faci. S-ar putea la un moment dat să pierzi una, două, trei și să rezisti. Eu am zis, una maxim să pierd. N-a fost cazul. Eu m-am dus la un control, mi s-a făcut rău, mi-a fost rău, mi-am pus în seamă oboselii, mi-a dus Cătălin un test de sarcină. Atunci ne-am certat. Să-i dau cu el în cap, nu altceva. Mă, dacă știi că nu pot face copii, de ce mi-a dus test de sarcină? Încearcă, mi-a dus și pastile, da, și testul. Nu l-am făcut. La vreo două săptămâni, o săptămână și ceva după aia l-am făcut, din prostie. Și a ieșit cu două linii. Și mă sună așteptat... la servici. Și am făcut o prostie. Da. Ce ai făcut? Testul. Păi și... Cât ai dat pe el? Era fake, era din China. 8 lei!
deci cu 16. Deci am făcut o prostie. Aveau cu 16. Testul. Cât ai dat pe el? Nu mi-a zis. Cât ai dat pe el? 8 lei. Da, dacă i-a și tu unul de la bun. Și m-am zis, am luat unul. Deci tu n-ai crezut. Uite, asta e o poveste pe care vrem să insistăm, pentru că sunt foarte multe, din păcate, femei în ziua de astăzi care nu ajung să, face. Da. Să facă, și până la urmă cred că e totul de la Dumnezeu. Exact, da. Cel puțin la noi așa a fost, da. L-am luat pe al doilea. L-am făcut pe al doilea. Și la pozitiv, după a sunat-o pe maică. Uite, am făcut două teste, am două pozitive. De la dracu că le-a nu-s bune, zice ea. Și a refuzat să creadă că e adevărat. Nu trebuie să mergem la control. Și ne-am programat la o săptămână după. Da, ne-am dus la control la Brașov și a zis, felicitări, aveți un băiețel. Adică era sarcina. Eram în trei luni jumate, da. Îți dai seama că a trecut inclusiv perioada de 3 luni în care mi-aș fi făcut probleme. Dacă acele probleme care mi-au fost aduse la cunoștință, e posibil să se întrerupă evoluția, să pierzi. Și nu, atunci nu. Tu poate să fii stresat și se întâmple lucrurile. Neștiind, au decurs lucrurile. În plus că în anul ăla fusesem la mare, Adina e fan soare. Deci stă la soare... luni întregi, dacă o lași. În perioada aia când a fost însărcinată fără să știe, corpul îi dădea niște semne. Început să se iasă niște pete pe ea, aici, pe mine. Bubițe, zgrăbuni. Și n-ai mai putut să stai la soare. Am început să am probleme cu mirosul. N-am pus în seamă. Îmi cumpărase un parfum. Nu știu dacă m-a dat doar. Doina, și cu ce te-ai dat astăzi? Da, erau... Da. Și cel mai mare semn... Mă pusesem în pat cu el și am zis, vai ce m-am îngrășat, uite-te cum mi se duce burta așa într-o parte când stau. Stai seama, gravid în 3 luni jumate. Sărcina, nu cred. Da, mă, uite, așa a vrut să fie. Am venit în București, am sunat-o pe doamna Elena Merișoreanu, doamnă, ajutați-mă cu un doctor aici, că nu pot face naveta la Brașov, sunt însărcinată. Vă dați seama că a venit vestea... Pe neașteptat. Da, și îmi era greu să-i mai cer lui Dumnezeu, aș mai vrea un copil. Nu. Gata, am primit ce mi-am dorit, m-am văzut și mamă. Am și născut foarte ușor, acolo iară. Și cu nașterea. Am fost programată la cezariană pe 6 martie. Dimineața la 8 trebuia să mă prezint la spital și o noapte am născut, natural. Fără epidurală, fără nimic? Fără anestezie, fără nimic, imediat, într-o oră, cu tot cu drum. Cătălin s-a dus să parcheze mașina la spital, la clinica privată și când s-a întors a zis, felicitări, sunt bine amândoi. Și au pus copilul în brațe. Da, mă, la voi s-a întâmplat tot așa, e... Bam. Da, așa deci dacă e să fie... Eu am lăsat mașina parcată în poarta maternității, de-am dus-o pe Adina, de-o luat-o cu un barcardier cu căruciorul sau asistentul noi. Da. Când m-am întors să duc mașina, venea doctorița, zice, Cătăline, mi-a lăsat poarta blocată, am venit pe jos. O plecat de la ea, m-am dus, am parcat mașina în parcarea maternității și când m-am întors, felicitări. Tu te-ai întors liniștit pentru că știai că avea programare. Șabaliu, că nu știu ce. Da. Și eu eram la fel de liniștit. Și n-a fost greu? Adică n-am văzut, știu, întreb. Prima dată nu, a doua oară mai greu. Prima dată n-am știut ce se întâmplă cu mine. Eu le ziceam fetelor, faceți-mi anestezie, că vine doamna doctor să facem cezariană. Nu mai puteți. Păi de ce? Nu mai puteți. Și am zis, dar eu nu știu să nasc natural. Nu știu să nasc. Da! Da, eu le-am zis, eu nu știu să nasc natural. Pentru că îmi luasem gândul. Eu nu știu să nasc natural, asta e cea mai tare. La un ultim control mi-a spus doamna... Pe masa de naștere, eu nu știu să nasc natural, cum fac? Da, mă, nu știi prin ce treci. Doamna, nici o femeie nu știe, că nu... Asta e problema, dar eu am refuzat. Uite, îmi cumpărasem o carte, m-am dus la ultimul control și mi-au zis, măi, colul rigid, e nu știu ce, o să fie foarte dificil. Și am zis, ok, cezariană, că n-am nicio problemă. Dar nu mă țineți până la 41 de săptămâni, dacă e mai repede un pic, cu 2-3 săptămâni, că și așa eram deja cât o minge de mare, știi? Da. Sunt foarte grele ultimele săptămâni de sarcină. Te umfli, nu mai poți, nu mai poți dormi, nu mai poți... Încălțam eu la Codi de Da. Deci nu te mai poți pleca. Da, cred, da. De la burtă. Și așa, am zis, ok, nu e nicio problemă. Am citit cartea și în momentul în care tipa din carte s-a dus să nască natural, am închis-o și am pus-o rast. La revedere, nu mă interesează. Ziceți-mi de cezariană. Deci n-am citit. Încerca să-mi arată mie. Hai, doamne, să-ți arăt. Uite, hai să-ți arăt. Uite ce se întâmplă. Că se taie nu știu câte straturi, că taie burta, că taie uterul, că taie ce taie. Scoate copilul și asta este. Și am zis, nu pot să văd așa ceva. Nu. Da, Dumnezeu m-a ferit. N-am mai să vadă nimic. Că el a parcat mașina și tu erai deja... Da. Și a doua oară să știi că la fel de repede. Și tot pe viu, în schimb, durerile au fost un pic mai... Poate că ai și conștientizat mai mult. Probabil, am știut prin ce trec. Dar totuși... Psihicul face tot. Da.
psihic, mm-hmm. eu m-am întărit pe mine că, bă, o să fie bine. A fost mai rău. Cum a fost cu primul copil? Hai să rămânem la primul, când v-ați văzut doi tineri în București. Da, l-am luat din... Au fost primele 3 zile în maternitate. Am dus acasă. Când am ajuns acasă, a început copilul. Ce să-i facem? Ce are? Nu, ce să-i facem? Am sunat la doctor înapoi, la neonatolog. Doamnă, cred că e defect. Cum adică? Păi faci scoate niște sunete, îl aducem înapoi. E bolnav, îl aducem înapoi. Cum să-l aduceți înapoi? Nu cred, băi, nu sunteți sănătoși. Soacră mea era acolo. Și ce a zis medicul? Bă, cum să vă duceți cu copilul înapoi? Nu, că eu sun la doctor acum înapoi. Eu sun acum la doctor, că copilul ăsta are ceva. Strănuta. Hapciu! Și făcea... Nu cred, cum să faceți așa ceva? Am sunat neonatolog. Nu, Cătălin, știi ce a zis? Nu, l-a ținut sub aer condiționat. Ăsta a răcit copilul. Uite, strănută din minut în minut. Plus că trebuia să ne schimbăm scutecul. Așa. Pentru acele probleme mai puțin plăcut mirositoare. Din 5 minute. Domnule, își schimbase mediul, era ceva normal, da, noi n-am știut. A fost primul copil pe care eu am pus mâna așa de mic. Mamă, și când l-am văzut, zice că e un extraterestru. Și fiind născut, să nu vadă la mic. Și fiind născut natural, avea capul așa ca un nou. Deci ziceai că are un club de cioban săracu și întrebam pe doamna doctor. Îi se mai trage? Se face mai rotund sau trebuie să ne gândim la vreo operație pe viitor? Doamne, nu cred, cum să ziceți așa de copil? Da, serios, nu era, era simpatic el așa, dar nu era frumos să zici că era un copil frumos. Cum îl cheamă? Andrei. Andrei. Părinții tăi sunt dezaxați. Sunt un pic mai glumeți și mai așa. Ca să te amuzi pe tine să când iei. O să fii tu mai mare și te uiți pe YouTube, să nu înțelegi greșit această povestioară. Tu ai fost un copil minunat, arătai foarte frumos. Și să știi că am înțeles că extraterestrii sunt niște ființe minunate, ființe minunate și, și superioare din toate punctele și de vedere. Și foarte inteligente, da. Da, nu, eu am zis că un extraterestru mic cu mâinile așa firave. Eu te-am scos, nu mai insista. Mi-era frică să nu îi le rup. Dar nu s-a întâmplat treaba asta, că m-am perfecționat și de asta. Și cu primul copil am stat în concediu creștere copil. Acolo mi-am dat licența. Cu Ana deja sunt la doctorat. Deja ești, dacă îl faci pe al treilea, nu mai... El. Intru la tată eroic. El. Eu nu mai vreau. Dar tu, de ce n-ai vrut să fii tu ca mamă în maternitate? Dar eu n-am stat, și eu am stat acasă în perioada asta. Tu știi foarte bine că programul meu de la Etno e flexibil. Și mergeam o dată pe săptămână sau poate de două ori, îmi registram două, trei emisii în avans și eram acasă împreună. Eu, în schimb, dacă mă duceam la serviciu, stăteam și 10-12 ore la... Program fix. Da. Destul de complicat. Da. Și mi-era greu. Nu era greu odată cu munca. V-a ajutat cineva atunci perioada aia cu copilul? Ne-a ajutat strict când am plecat la cântări, la evenimente. Ne-a ajutat Miții, mama la Vinie Terzianu, a fost bona lui Andrei. Da. Da. În rest, nu. N-am avut ajutor. Nu. Și am învățat, le-am luat treptat. Și am adus toate nevoile și toate necazurile de boli acasă, pentru că noi circulam, cu enterocolite, cu răcel, copilul sensibil, clar că a luat, am umblat cu el, am intrat și în spital, am luat și bube, am făcut și de toate. Nu-i simplu. Nu-i simplu. Dar e fain, satisfacțiile sunt... Ne ajuți, pe mine și pe soția mea ne-ați ajutat foarte tare cu vorbele astea. Nu, satisfacțiile sunt fantastice. Dar orice ți-ar zice unul și altul, până nu l-ai tu pe al tău în brațe, nu se îndimerește cu nimic. Și a fost cum a fost instinctul matern la Andrei. Ei, dacă a venit al doilea copil, când a venit fetița, acum uite, Ana nu percepe, poate pentru peste ani și ani, când am aflat a doua oară că sunt însărcinată, de vreme, eram într-o lună, am aflat că sunt însărcinată, am zis că vreau băiat. Că nu, dacă m-am învățat cu tractoare, cu mașinuțe, cu... Și tot mai aveai deja cumpărate, da, să fie acolo. Am zis, mamă mică, mergem tot cu băieței. Da. Ei, hăinuțe mai erau? Și când m-am dus la control la 3 luni și mi-a zis... Se pare că avem o fetiță. Se pare. Mai avem așa o... Măcar o minimă speranță să se transforme într-un băiețel și a rămas fetiță. Am fost dezamăgită. Acum n-aș mai da-o pe fată. E altceva. E altceva. Și e ideal, din punctul meu de vedere, să ai și băiat și fată. Da. E altceva. Instinctul, parcă mi s-a dezvoltat, știți cum, la maxim. Și acum sunteți doi părinți frumoși. Cu doi copii la nedormiți, fel de frumoși, nedormiți, dar fericiți. Din timpurile din care venim, îmi place suntem foarte... destul de tineri pentru vremurile astea. Și îmi place foarte mult că ați fost deschis și că, spus domnule, e greu cu copii. Știi că vin foarte deci, mulți... atent, nu e greu, a fost greu cu unul, deci al doilea ne-a dat peste cap. Adică ne-a întors cu roțile în sus. Da. Nu mă gândeam să fie așa de... Mă gândeam că perioada asta, cât a fost de dificil, anul ăsta foarte greu și noi și cu nunta și cu toate, vorbeam și cu Codruța că dacă avea avut un copil acum, eram direct... Eu eram la Bălăceanca. Da. 100%. 100%. Da, adică, pentru că e stresul foarte mare și oamenii
au tendința când avem o viață ușoară. Și știi care e problema? Îi transmit starea ta copilului. Copilului, da. Copilul. Devine ca tine. De... Da. Irascibil, da. Devine da. Nervos. Da. Uite, noi, da. Apropo de evenimente, am fost stresați la nuntă. Dacă n-a trebuit să-i facem botezul lui Andrei, parcă stresul a fost dublu. Dublu. Da. Chiar dacă invitații au fost la sfert. Da, da, da. Da. Pentru că te gândești că e copilul tău. E... Ce vă mai doriți acum în perioada următoare? Liniște. Și somn. Și somn, da. Da. Păi are Ana un an și o lună și un pic. Și de un an și o lună și un pic nu avem noapte normală. Toate, e greu să-ți lași copilul cu altcineva? Să găsești o bună în ziua noastră, da. Zilele noastre, am în București? Am avut noroc. Am avut noroc. Noi pe perioada de vară am stat la, acasă la Cătălin. La Crihalma am fost cu toții la țară. A fost super bine pentru noi. Managerească pentru ei amici. Da. Și pentru voi, liniștea. Acum, în schimb, am găsit-o pe Mirela și îmi doresc, deci, știi cum, parcă mi-e frică să mă bucur, să nu se întâmple ceva, să nu cumva să se spere Mirela de noi, de programul nostru haotic, de circul nostru din casă, de momentele în care noi plecăm de acasă. Mirela, pa, venim mâine, înțelegi? Dar copiii stau rămână... cu oricine? Că aveam discuția paradoxal. Asta. Paradoxal. Deci Ana, fiind copil crescut în pandemie. Că știu că sunt oameni care aduc bone și Andrei nu stă stat. Copilul cu Andrei bona. A stat de la 3 săptămâni cu oricine. Andrei, dacă, atunci fiind evenimente în perioada când am avut pe Andrei prima dată, am plecat de acasă și Andrei de voie de nevoie trebuie să stea cu cineva. Ei, Ana, născută în pandemie, evenimentele răstrânse. Ea deja așa, era mai mărișoară. A crescut doar cu noi. Da. Și foarte greu a acceptat pe altcineva. Și asta era temerea noastră, că oricine ar veni are tendința să se respinge. De a respinge, pentru da. Că ea aș vrea părinții. Și e normal, da. E logic. Și oricum e atașată și când vede poze prin casă, mama, cum începe să vorbească, mama, mama, și mie îmi zice tot mama. Dacă zici, mama. E greu cu tata. E greu cu tata, păi dacă ai intrat în maternitate. Da, da, da. Ana, cine cântă? Mama. Dar acum cine cântă? Mama. Am înțeles. Ce sfaturi le dați tinerilor visătorii la... La ce? La avea un copil sau doi. Măi, de exemplu, nouă. E fain. Deci e fain, da. Nu se compară dar, cu absolut nimic. Dacă ai o reușită într-o zi și ajungi acasă și îți mai vezi și copii zâmbind, nu-ți mai trebuie nimic. Uite, serios, înainte de copii, nu mi-am amintit ce am făcut cu timpul liber. Nu, n-am amintiri. Adică, vag mi-am amintit, bă, unde am fost, ce am făcut, ce, unde ne-am cheltuit energia. Asta am pus să o înțeleg în două feluri, că nu mai ești bine cu... Nu, dar nu știu ce făceam cu timpul liber. Acum nu avem timp pentru nimic. Deci noi orice facem ne grăbim. Orice facem ne grăbim. Da. Și nu numai zic, eu, voi, cei care aveți copii. Toți, toată societatea asta. Da. Alergăm, mai avem timp să... Vedeți că vorbeam și... noi am mai fost la niște filmări mai devreme și vorbeam că e toamnă. Că nu mai vedem frunzele picând, le vedem direct pe jos, că da. Nu mai suntem atenți în trafic, cu telefonul în mână, cu evenimente, cu da, viața noastră. Da, pentru că în permanență avem de rezolvat ceva și suntem, eu cel puțin, da. Eu nu termin de călcat, de spălat, de făcut curățenie și mâncare. Apropo de treaba asta, face mâncare, face de mică, da, când ai luat-o, ca să zic așa? Gătește bine. Da? Da, păi Dedi, tatăl la Dini, socrul meu, a fost maestru bucătar. A, așa, a avut de la cine să învețe. Da, el nu gătește, și el nu gătește acasă, gătește soacră mea și ea gătește meserie. Meserie. Deci s-a pus bine cu soacră. Face lumii niște mâncăruri. Apropo de mâncăruri, și noi avem un șef bucătar. Da, ne chiar gătește... bine că ți-am ridicat mingea la fileu. Păi da, ne gătește. Noi suntem giftuiți după platoul ăsta, că era ia, așa, zici că mai vine ceva. Dar mai mâncăm ceva, să vedem ce ne aduce Gabi. Dacă știu, nu mai mâncam nimic astăzi. Stai, să fac loc. Să fac loc. Ia uite, Inaș, mă scosești în seara asta. Bine v-am găsit. Ca la Paris. Dar ne și prezinți ce e aici? Avem o vrăbioare de vită. Așa. Cu fasole mexicană verde cu bacon. Așa. Și avem pur și simplu o sfeclă roșie trasă la tigăie cu un pic de usturoi și ulei de măsline. Vezi? Auzi, dar toată treaba asta merge cu, merge cu pălinca noastră ardelenească. Asta merge cu vinul. Am înțeles. Păi fii atent, înainte pălincă și după vin. Corect, am băut pălincă și am vorbit prea mult. Eu nu mai da, pe șeful nu-l cinstim. Ba da. O să vă cinstesc tot eu cu un coș cu bunătăți încărcat în belșugat. De la Mircea Mangelaru. Vezi? Oh! De la Mircea... Mă, s-am firat să ne mai chemi. Vezi, mă? Și voiai să nu vii. Am ajuns la jumătatea poveștilor. Da. Dacă mai spuneți o poveste, vă mai dau un coș. Da? Doina, și gândește-te. Mulțumim tare mult. Hai să avem poftă.
Așa cum trebuie să mâncăm, nu? Dacă vrei. Dar nu frumos să vorbești cu gura plină. Mă, Dăina, să nu mă pun să nu mă pui să fac așa ceva acasă. Uite-te și tu ce fragedă. Perfecte. Bun. Trebuie să-mi iau fasolea mexicană. Da, fasolea mexicană, zice așa că e din Mexic? Sau că e gătită? E adusă din Mexic, da. A adus-o călare pe măgar. Bun. Exact. Vita e preferata mea. Serios? Și lui Cătălin. Îmi place. Da, uitați-vă și voi ce culoare are. Perfectă! Dacă aș da se nota pricepe. 10, ar fi prea puțin. Se pricepe. Gabi este bucătar și... Safira, ce faci următoarea perioadă? Aș putea veni să te ajut pe aici. Nu-ți trebuie asistentă. Ba da. Dacă primesc așa... Deci mâncare e asigurată. Numai mâncare. Băutură mai găsim. Nu, și atmosfera e... Atmosfera e plăcută aici. E cum trebuie. Și uite ce frumos e aici cu tablourile astea din baroc sau cum sunt ele făcute. Aș lua hai să ne uităm în arte că... Ne bate cu 2-0. Da, hai să mâncăm. Dragii mei, eu vă mai aștept când o să crească astea mici mai mari să-mi spuneți așa care mai e viața voastră, cum mai stați cu odihna și poate mâine, poi mâine vă văd și socrii mari și mici. Aoleu. Și vă și cântăm. Mă și gândeam când o să fiu socră. Eu am zis mai devreme că Adina când o să fie socră mică o să fie tot socră mare. Da, la ce atitudine are? Da, da, depinde. Să nu depinde, da. Să n-aducă băiatul, fata, pardon, să n-aducă vreo olteancă de aia de la noi, de la Gorj, din sămânță da, 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 de Gorjancă. Să fie pur sânge că e jumate ardelean. Păi asta spun, să vezi când o... Să fim știi femeie. Care e cea mai periculoasă femeie? Care? Aia care nu vorbește mult. Ți-o dă și te face să taci toată ziua. Deci a ta e bună că ți dă... N-aia bun noroc. Bat în lemn și zic, Doamne, ferește. Așa că e bine că dă multe și știi cum... Ca la cutremurile mici. Știi, cutremurile mici sunt cele mai bune pentru că ajută să nu fie un seism mare. Mai mare, da. Da, țin situația sub control. Exact. Dragii mei, situația e sub control și la voi vă văd fericiți, împliniți. Vă mulțumesc tare mult că ați venit. Noi o să rămânem mulțumim, să mâncăm da. În continuare. Ne luăm la revedere, nu de la ne luăm la revedere. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți foarte deschiși. Mă mai gândesc cu copii. Nu, asta mă gândeam acum că o salutăm și pe Codruța, îi salutăm pe cei care au răbdare să ne urmărească și gata, după nuntă treceți în cantonament și dați-ne da. Marea veste, știi? Na. Nu de alta, dar până să te căsătorești, toată lumea te întreabă când faci nuntă. După ce faci pe primul, când faci pe al doilea. Și acum? Și mai faceți? Da. Nu, așa că niciodată nu o să se oprească poveștile. Pe noi deja ne întreabă lumea, deci nu-i cazul. Evită întrebările și dar eu cred că e o întrebare personală și dacă tot am deschis, eu am mai spus lucrul ăsta într-o emisiune și cred că e un lucru care vine de la Dumnezeu. Uite, voi noi am trăit-o. Așa că nu e bine să intre pe oameni, că nu știi fiecare ce problemă are acasă. Da, da, ce... da, da, da. Doamne ajută, noi suntem bine, dar nu se știe de fiecare ce problemă poate să aibă și din ce cauză nu poate să aibă un copil. Și de e bine să nu întrebi, să-i lași oamenii exact. Să-și facă corect. Viața așa cum e. Voi aveți o viață frumoasă. Mulțumim la fel. Sunteți... Să știi că îi spun asta lui Doinaș. Pe bune, chiar îi spun și de fiecare foarte dată des. Când așa la drumul de Doinaș, chiar le uit așa și zic, ce viață frumoasă avem. Da. Nu-i ușor, nu-i simplu, că suntem pe drumuri, suntem cu traista în bățână într-una, știi? Da. Ce-i pe mine și mașina. Da, avem o viață frumoasă și mulțumim lui Dumnezeu pentru drumul ăsta pe care îl avem. Să aveți drum lung în continuare, vă aștept și când o să fiți mai cărunți. Eu nu o să mă vopsesc. Tu rămâi. Păi dacă te ești da dracu. Glumesc, nu, o să mă las cărunți și eu. Mai avem noi până în cărunțim. Poveștile or să tot curgă aici cu oameni frumoși. Le mulțumim încă o dată acestor oameni minunați. Noi o să rămânem să mâncăm de la Mircea Măcelaru, aici la... în locația asta absolut Ambery superbă. Home. Ambery, ca să fiu sure, că tot vorbeam de British și de Londra. Dumneavoastră vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, tot vineri seara la orele 20 la podcast Povești cu Safira. La Povești cu Safira și bineînțeles că vă puteți abona. Simplu, gratis, să urmăriți toate poveștile noastre frumoase. Sper că v-am făcut încă o seară frumoasă și cu speranța că săptămâna viitoare ne reîntâlnim. Vă spun că vă iubesc și cât se poate mai facem și emisiuni. Mai și cântăm, mai și mâncăm. Hai să avem poftă. Hai că te văd că... Poftă mare, hai, poftă hai, mare. Hai! Te văd că vrei. Hai, Doinaș, bagă, că ai scos-o în oraș.
răsuna valea, în sat mă auzeam.